Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Telefonul este Allview X2 Soul Mini. Îl puteți câștiga la un concurs. Este cel mai subțire telefon din România. Și aflați că jocul este Stick Hero, pe care l-am testat pe acest telefon. Hai să vedem despre ce este vorba. Un titlu foarte simplu. I s-a spus noul Flappy Bird creează dependență și este foarte ușor de jucat cu un singur deget. Apăsați pe ecran. Desenați o punte de acest gen. Pe măsură ce veți ține apăsat pe ecran, se va lungi acest băț care vă ajută să traversați diferite goluri. Dacă veți nimeri exact acel punct roșu, veți obține încă un punct în plus. Dacă veți extinde prea mult podul, veți cădea în abis și veți pierde. Se va schimba fundalul de fiecare dată. Din nou am nimerit perfect acea zonă roșie. Din nou, sunt și niște cireșe de luat sub poduri. Jocul pare simplu, dar este vorba nu neapărat de coordonare, pentru că aveți tot timpul din lume, este vorba despre o aproximare cât mai eficientă a distanțelor. Poate părea simplu, dar o să vedeți că ceva mai încolo lucrurile devin mai grele și iată, o aproximare slabă rezultă în game over. Hai să vedem ce alte lucruri ne mai oferă Stick Hero. Avem și un tutorial. Avem și un micuț personaj ninja care se poate schimba pe măsură ce luăm cireșe și deblocăm personaje noi. Putem să mergem și cu capul în jos pe acea bară pentru a lua cireșele. Și cam acesta ar fi tutorialul. Putem să dăm jocul pe mut, putem să cumpărăm noi personaje, cheltuim cireșe și putem chiar să cumpărăm cireșe cu bani reali dacă vrem neapărat să dăm 26 de ron pe aceste fructe. Hai să mai jucăm puțin. V-am spus, jocul este foarte simplu, practic nici nu are nevoie de explicație. Ideea este că dă dependență exact precum Flappy Bird, pentru că este atât de simplu și veți spune mereu, hai să mai joc o dată, hai să mai fac o rundă, hai să-mi iau niște cireșe, hai să mai desenez un pod. Am avut noroc cu această zonă. Cu cât este mai subțire zona unde trebuie să ajungeți, cu atât sunt șansele mai mari să o depășiți cu stick-ul vostru. Hai să facem un mega stick să vedem ce se întâmplă. Hai să vedem acum. Practic am trișat teoretic, deci nu se fac aceste lucruri. Ok, încă un fundal verde de această dată. Cred că sunt vreo jumătate de duzină de fundaluri în acest titlu. Mare atenție că sunteți cu capul în jos, să nu loviți obstacolul în acest mod. De remarcat, fiind joc gratuit, o să vă loviți și de ceva reclame. Reclame în partea inferioară a ecranului. Reclame care apar pe ecran după game over. Și cam atât. Joc gratuit, amuzant. I s-a spus noul Flappy Bird. Mi se pare că nu este destul mediatizat la ce potențial are. Nedrept de grea această secțiune. În fine, mai încercăm încă o dată. Puteți să vă conectați și contul de Google Play Games, să vedeți achievement-uri, să dați share la scorurile voastre și să o luați de la început. Sau să greșiți din prima, să faceți 0 puncte, ceea ce este foarte greu. Sunetele 8-bit în stil Flappy Bird și un obstacol greu și enervant, iată. Mulți se vor plictisi de acest titlu, vor spune că e prea repetitiv, că nu este nimic interesant de văzut după ce ai jucat vreo 5 minute. Aș spune da și nu, v-am spus, creează dependență și din moment ce jocul e atât de ușor, teoretic ușor, vei vrea să joci până măcar ajungi la 20 de puncte. Nu pot să zic că grafica arată cine știe ce. Este un joc arcade totuși. Cred că și-ar găsi locul și pe un telefon Nokia Symbian de acum mulți ani, fără probleme, și pe modele foarte low-end, pe un telefon cu Android One. Dacă s-ar face o versiune alb-negru și ar găsi un loc și pe terminalele monocrome, pe ceasuri ar fi perfect. Este un joc ideal pentru smartwatch-uri, chiar și cele cu ecran mic. Un singur tap pe ecran. Și din nou prea mult. Uneori un pixel poate face diferența. Stick Hero. Sunt foarte curios legat de celelalte personaje pe care le puteți debloca, pentru că nu am avut destule cireșe. Ar fi drăguț să fie personaje din alte filme sau jocuri, cum se întâmpla în Let It Goat. Avem personaje din Frozen. O ultimă încercare. La lumina lunii. În ciuda faptului că grafica este foarte simplă, totul este excelent randat, arată foarte crisp, ca să zic așa, și se vede excelent pe ecranul lui Allview
X2 Soul Mini, pe care îl puteți câștiga chiar voi în curând. Veți primi un punct în plus atunci când atingeți acel punct roșu cu podulețul vostru. Și greșeală, cam asta a fost. Stick Hero primește la mobilissimo.ro nota 8 din 10. E simplu, este distractiv și creează dependență. Nouă ne-a plăcut, vi recomandăm, dacă aveți răbdare și timp de pierdut, nota 8 din 10 pentru acest joc. La revedere!